Dosarul privind accidentul în care a murit polițistul Bogdan Gigină a fost trimis la DNA. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis un comunicat în care motivează declinarea cauzei, întrucât s-ar fi săvârșit fapte de abuz în serviciu legat de folosirea coloanelor oficiale. Ministrul Gabriel Oprea a avut în 10 luni peste 1600 de deplasări cu coloană oficială la instituții publice și la destinații private, în timp ce primul ministru a avut circa 800 de astfel de deplasări, iar președintele țării a avut 500. 80. Dosarul a fost mai întâi la parchetul Tribunalului București, unde cercetările au fost făcute pentru ucidere din culpă, iar în 4 noiembrie acesta a fost preluat de parchetul Instanței Supreme. La Direcția Națională Anticorupție a fost deschis în 5 noiembrie un alt dosar penal, în urma unui denunț privind legalitatea folosirii repetate a dispozitivelor de însoțire în trafic de către conducătorii de instituții. Anchetatorii vor face mai întâi cercetare în REM cu privire la faptă, urmând să se stabilească dacă vor fi și persoane puse sub acuzare. Conform regulamentului de aplicare a codului rutier, echipaje ale poliției rutiere asigură însoțirea coloanelor oficiale doar în cazul șefului statului, președintelui senatului, președintelui Camerei Deputaților și primului ministru. Miniștrii pot beneficia de însoțire cu echipaje ale poliției rutiere doar în situații deosebite care impun deplasarea în regim de urgență, conform prevederilor legale. Potrivit unor surse judiciare, dosarul privind accidentul în care și-a pierdut viața polițistul Bogdan Gigină are 13 volume. În cauză se cercetează inclusiv legalitatea tuturor deplasărilor pe care vicepremierul Gabriel Oprea le-ar fi făcut cu coloană oficială. Polițistul Bogdan Cosmin Gigină, de la Brigada Rutieră a Capitalei, a murit pe 20 octombrie, după ce a căzut cu motocicleta într-o groapă de pe Bulevardul Știrbei Vodă din Capitală, în timp ce asigura deplasarea coloanei oficiale a ministrului Afacerilor Interne, vicepremierul Gabriel Oprea. Polițistul avea 28 de ani, era căsătorit și lucra de 8 ani în MAI.